10 coșuri de gunoi amplasate pe tronsonul Poarta București și până în strada Vlad Țepeș au fost vandalizate de cetățenii care fie nu au primit educația adecvată în cei 7 ani de acasă, fie au pierdut-o pe drum. Direcția de salubritate de abia ce se apucase de amplasarea celor 30 de coșuri propuse pentru zona respectivă. Au săpat gropile și au fixat în beton suporții pentru 10 bucăți, urmând ca în aceste zile să fie montate și cutiile. Numai că miercuri de dimineață muncitorii întorși la muncă au avut neplăcuta surpriză să găsească toată munca lor distrusă. Toate picioarele din metal au fost mișcate din betonul proaspăt turnat, au fost rupte sau culcate la pământ. Dau, o să se reteze țeava. Cam așa arată coșurile de gunoi care vroiam noi să le amplasăm și pe calea București. Deci, acest suport se montează primul în beton, cam până pe aici, urmând ca a doua zi după ce betonul se întărește și acest suport în beton stă foarte bine fix, să montăm cutia. Noi ieri am reușit să montăm 10 astfel de suporți aici în beton, iar în dimineața aceasta, după cum o să mergeți să constatați și dumneavoastră, aceștia sunt strâmbați de aici, de la baza betonului, în toate direcțiile, deci practic ele nu mai pot fi folosite. Și atunci stau și mă gândesc să mai merită să mai punem astfel de coșuri. Avem mari probleme din punctul ăsta de vedere, suntem total dezamăgiți și eu și colectivul pe care îl conduc. Vă dați seama că facem niște eforturi deosebite să schimbăm fața orașului, lucru care în mare parte l-am reușit. Este foarte grav ceea ce se întâmplă în municipiul Târgoviște, mă refer la actele astea de vandalism. Se distrug coșurile de gunoi, coșuri noi cumpărate din banii noștri ai tuturor. Constatăm, după un efort depus ieri, unde am săpat gropile pentru a planta niște coșuri de gunoi pe picior, în dimineața asta, când noi urma doar să montăm cutiile la ele, că acești suporți sunt toți rupți, distruși, culcați la pământ, strâmbați din beton. Reprezentanții Direcției de Salubritate au ajuns la concluzia că cei care s-au pretat la astfel de fapte au făcut-o numai din răutate, în condițiile în care suporții metalici nu au fost luați pentru a fi valorificați la fier vechi, ci doar au fost distruși. Hai să zicem că suporții ar fi vrea să-i ducă la fier, dar faptul că ei sunt la locul lor acolo nu mă duce la gândul decât că este o rea voință și a ne face rău efectiv, pentru că suporții sunt acolo, sunt strâmbi cu caza pământ și sunt strâmbi, noi nu mai avem ce face cu ei, clar că vor trebui înlocuiți cu totul, dar stau și mă gândesc să mai merită să pună acea zonă coșuri atâta timp cât acești suporți au fost distruși, pentru că voi pune alții care sunt la fel ca și construcție. Directorul Direcției de Salubritate Târgoviște, Dănuț Badea, a declarat pentru TTV că este nevoie de suplinirea mijloacelor de constrângere, pentru că altfel nimic din ceea ce se construiește nu va rezista.